Vasile, că reprezint agenția de presă IPN. Și mulțumesc tuturor care au dat curs invitației noastre la dezbaterea 39 din ciclul dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice. Dezbaterea de astăzi, ca și cele precedente, agenția InfoPrim o desfășoară cu sprijinul Fundației Germania Hans-Zedel și în parteneriat cu Radio Moldova, compania Teleradio Moldova. Tema de astăzi se numește Mișcările protestatare din Moldova, motive, manifestări, trăsături caracteristice, evoluții, beneficii, pericole. Am invitat pentru dezbaterea acestei teme mai multă lume și criteriul de bază a fost să acoperim, dacă nu toate, cele mai relevante mișcări sau curente ale mișcării protestatare din Republica Moldova și în sensul acesta îl salut pe domnul Igor Boțan, care reprezintă astăzi aici Platforma Civică Demnitate și Adevăr, pe doamna Elena Podoleanu, care reprezintă Blocul Unității Naționale, pe domnul Boris Muravski, reprezentant al Blocului Patrioții Unic Salvăm Moldova, general major în rezervă. L-am invitat din considerentele expuse mai sus și pe domnul Alexandru Slusar, care în funcția lui triplă, se pare, ar fi fost cel mai relevant să reprezinte mișcarea protestatară agrară, am zis-o convențional, și pentru că dumnealui este președintele Asociației UNEAGROPROTECT, este președintele Federației Producătorilor Agricoli de Moldova și prim vicepreședinte al Confederației Confederația Națională a Patronatelor. Dumnealui s-a arătat interesat, foarte interesat de temă. A zis că vine cu întârziere și m-a motivat pentru o acțiune programată de asemenea foarte importantă, și a promis că vine cu întârziere. Dar lucrurile se pot întâmpla oricum și nu am vrut să riscăm, să ignorăm astfel de temă, cum ar fi curentul agrar, i-am zis, în mișcarea protestatară din Republica Moldova și l-am rugat să-l înlocuiască cel puțin temporar pe domnul Nicu Tincaru, căruia la această etapă îi vom spune om cu afaceri în agricultură din raionul Edenet. Astfel, formatul dezbaterii noastre reprezintă cele mai importante, cred eu, curente ale mișcării protestatare. Ați observat sau veți observa foarte degrabă că nu am reușit să aduc aici și un reprezentant al guvernării, pentru că în mod firesc, în mod iminent, protestele, pretențiile sunt înaintate puterii, guvernării, știu, înțeleg și dumneavoastră că nu e un caz de excepție, exact așa se întâmplă și în cazul mișcării protestatare contemporane, actuale, ca să zicem așa. Nu am reușit, deși am făcut mai multe invitații și în sensul ăsta poate că este loc pentru regrete, însă mie mi s-a părut și mai important decât să ascultăm reacția guvernării, pe care vom încerca eventual prin expertul nostru, domnul Sergiu Gustav, cer scuze pentru această greșeală, nu l-am prezentat pe Sergiu Gustav, care este președinte, director executiv al Asociației Credo și expertul expertul proiectului în cazul dezbaterii de astăzi. Ziceam că mult mai important mi s-a părut să avem posibilitatea și formatul, deprinderile să analizăm un fenomen care mi se pare mie amplu, nou, foarte important ca
o varietate suficient de mare de curente protestatare în Republica Moldova. Mi se pare că este loc de mai multă analiză, de mai multă chipzuială în acest sens și poate chiar mai mult decât în cazul reacției și comportamentului guvernării. În acest sens, scopul de bază pe care îl punem în fața noastră în cadrul acestor dezbateri este să încercăm să vedem fenomenul protestatar în ansamblu, prin, dar nu numai prin componentele sale, și poate că ați mai observat o anumită modificare în formatul dezbaterilor noastre. De data aceasta, expertul nostru permanent, Igor Boțan, a ales să reprezinte o anumită poziție, un anumit punct de vedere. A fost decizia dumnealui și a trebuit să o respectăm. A fost o decizie luată prin frământări, pentru că anume imaginea domnului Boțan în calitate de expert independent și nepărtinitor ne-a adus, cred, și nouă acestui proiect al nostru, al agenției în ansamblu, anumită credibilitate și imagine în spațiul public. De data asta este așa cum este, dar vă îndemn să vedem și în această modificare un anumit semn în ceea ce se numește societatea moldovenească acum se schimbă, clocotește, este în mare căutări și în modificări esențiale. În acestea fiind spuse, cred că putem trece la subiectul anunțat propriu zis. Poate că e cazul ca și în celelalte cazuri ale dezbaterilor noastre să-l rugăm pe expertul proiectului, de data aceasta domnul Sergiu Ostav, să ne explice dacă am eu dreptate când înțeleg că mișcarea protestatară este un fenomen mare, amplu, important, nou în Republica Moldova și demn de atenție și de analiză, dacă acest fenomen există, este unul bun sau rău, negativ sau pozitiv, ce trebuie să înțeleagă omul simplu, privind mișcarea protestatară în ansamblu și componentele sale, trebuie să se bucure, trebuie să se întristeze, trebuie să îngrijoreze, trebuie să-i fie frică, e vorba de schimbări, am putea formula vreo definiție pentru această mișcare sau, de exemplu, ar fi potrivită definiția veche, cunoscută pentru generațiile mai în vârstă de aici prezente și care ne privesc, ne ascultă, care spune că o situație revoluționară este acea situație în care vârfurile nu mai pot trăi pe vechi, au conduce pe vechi și poporul nu mai vrea să trăiască pe vechi. Ok. Voi încerca atunci trebuie să răspund la aceste trei întrebări pe care le-am spus și cred că în a doua parte când voi avea posibilitatea să fac o analiză comparativă a acestor mișcări protestatare, o să eventual o să compar după anumite criterii aceste mișcări și eventual să facă anumite previziuni, control și cum se vor configura aceste mișcări protestatare. În prima parte, într-adevăr, e un fenomen foarte caracteristic pentru toate democrațiile, în special democrațiile care sunt acomodează prin intermediul instituțiilor democratice diverse manifestări publice a persoanelor. Libertatea acestor proteste stradale este un element important și libertatea de exprimare este un element important pentru a acumula diverse manifestări de tipul acesta. Nu neapărat ele acomodează doar mișcările protestatare, sunt și anumite mișcări sau anumite aclamări publice pentru și în favoare ceva. În cea mai mare parte, în momentul actual, observăm, de fapt, mișcările protestatare care pledează contra ceva sau manifestă această nemulțumire.
e perfect explicabil în situația aceasta, dar sunt în democrațiile de, eu știu, în care există anumite instituții democratice, cel puțin unii elemente, cum ar fi libertățile fundamentale, există și mișcările pentru anumite cauze concrete. Deci este un fenomen absolut normal. Sigur că de ce se întâmplă aceste mișcări și se culturează aceste mișcări protestatare sau manifestații publice? În primul rând pentru că fie că anumite subiecte se doresc a fi plasate în spațiul public, pe agenda publică, fie că se dorește să fie realizată o schimbare a conștientizării unui segment important al societății vis-a-vis de ceva, ceea ce se produce. Și aceasta nu se realizează doar decât prin această metodă, pentru că este anumite constrângeri. Cum ar fi libertatea mass media este constrânsă sau nu reflectă toate punctele de vedere, fie că guvernarea nu este suficient de capabilă să răspundă acestor manifestări sau acestor doleanțe sau probleme care există în societate, și atunci aceste mișcări conturează și dau voce, să spunem așa, diverselor probleme care există în societate, și odată ce nu există suficiente sau interesele acestea sau aceste probleme nu sunt acomodate de diverse posturi mass media sau prin alte metode, și sau guvernul nu este capabil să răspundă în mod adecvat, rapid și pe substanță, atunci aceste mișcări capătă o importanță mai mare. În special acestea care țin de elementele protestatare. Deci asta ar fi două explicații. În ambele cazuri, nu toate guvernele reușesc să răspundă foarte rapid la anumite probleme sau provocări care există în societate. În cele mai multe cazuri, guvernele sunt foarte greoaie, pentru că instituțiile publice lucrează foarte birocratic, politicienii deseori se află la o distanță anumită mult mai mare și, prin esență, deseori, în special în democrațiile în tranziție, partidele politice nu sunt suficient de sisteme deschise care ar putea să acomodeze și imediat să răspundă acestor probleme, și atunci imperfecțiunile acestea de funcționare, în special în țările unde democrațiile se află în procesul de tranziție sau partidele politice și alte sisteme democratice nu funcționează în mod adecvat, se conturează astfel de mișcări mai puțin formalizate, mișcările sau platformele sau manifestațiile publice, nu neapărat foarte organizate, care exprimă și aduc în spațiul public acele elemente sau acele nedumeriri sau acele nemulțumiri care există în societate vis-a-vis de anumite fenomene. Deci este un proces absolut normal, este o expresie democratică a unor situații concrete în societate. Acum depinde foarte mult cum aceste mișcări și eventual instituțiile publice se plasează reciproc. În opinia mea, în Republica Moldova sunt suficiente instituții, cum ar fi libertatea de exprimare, ca instituție, libertatea de exprimare, libertatea întrunirilor pașnice, ceea ce de fapt am câștigat în 2009-2007, care acomodează aceste manifestări publice. Acum, în ce măsură instituțiile publice, în felul în care funcționează, cum ar fi ministerele sau guvernul sau parlamentul, ar putea să îmbrățișeze în mod foarte rapid aceste idei care sunt exprimate sau aceste nemulțumiri, e o altă problemă. Se pare că totuși asistăm la acest capitol cu anumite carențe sistemice, pentru că nu reușesc instituțiile publice să îmbrățișeze aceste idei sau să le transformă în anumite procese, așa, și partidele politice sunt instituții destul de închise. Deci toate aceste constrângeri sau dificultăți sistemice, spunem așa, conturează și amplifică fenomenul mișcărilor protestatare. Asta ar fi, deci concluzia, și aici vreau să închei, e absolut normal ceea ce se întâmplă, sunt fenomene și elemente absolut implicit caracteristice instituțiilor democratice, societăților democratice, Moldova nu este o excepție. Și al doilea element important, că haideți să vedem în ce măsură această relație bilaterală între mișcările protestatare și instituțiile publice ar putea să îmbrățișeze o schimbare de care are nevoie societate, fie că la nivel de conștientizare a problemei, fie că la nivel de anumite probleme foarte concrete care eventual fie că vor fi îmbrățișate, fie că se va produce o schimbare în ceea ce privește reprezentarea acestor interese în instituțiile publice prin procesele electorale. Cam asta ar fi două concluzii, deci e un fenomen, în opinia mea, care trebuie să fie salutat și îmbrățișat. Mulțumesc mult! Așa cum spuneam anterior, noutatea abordării temei în formatul dezbaterii noastre ar consta în încercarea de a privi procesul, fenomenul protestatar în ansamblul lui, în evoluția lui, în interacțiunea componentelor lui, dar pentru a ajunge acolo, ar trebui să ne împrospătăm în memorie
anumite trăsături, motive, trăsături specifice, forme de manifestare, scopuri ale curentelor concrete, ale mișcării de protest în sensul ăsta. Domnul Bățan, sunteți cel care reprezentați, cel puțin din punct de vedere numeric, curentul cel mai mare. Platforma civică, demnitate și așa. Mulțumesc. Într-adevăr, statutul meu s-a modificat puțin. Ca să înțelegeți de ce s-a modificat statutul meu, nu poți 5 ani de zile, seară de seară, să convingi cetățenii că integrarea europeană este un lucru extrem de util, pozitiv pentru monitorizarea Republicii Moldova, iar apoi să afle că cei care au promovat integrarea europeană ne-au taxat cu $1 miliard, ca așa, plată, pentru că au înfăptuit ceea ce numesc ei integrarea europeană. Asta ca să fie clar. Acum, motive. Autoritățile recunosc că a fost furat $1 miliard, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din rezervele băncii naționale, echivalentul aproximativ un buget anual. Asta e taxa de integrare europeană pe care guvernații ne-au impus-o nouă cetățenilor. Trebuie să le mulțumim pentru aceasta, să avem sentimentul gratitudinii, pentru că pentru promovarea integrării europene, iată, ne-au jefuit de $1 miliard. Asta este motivația de ce la 24 februarie am constituit această platformă care se numește Demnitate și Adevăr. Eu am discutat cu ambasadori străini, le-am spus despre ideea furtului cinstit de $1 miliard, pentru că nimeni nu este vinovat, toți au știut, dar nu s-au implicat. Noi înțelegem de ce, pentru că instituțiile de ocrotire a normelor de drept și de reglementare au fost repartizate pe criterii politice, lucru care contravine hotărârii Curții Constituționale din 21 decembrie 2010, am bătut alarma. Eu personal în 2011, în toamna anului 2011, pe cont propriu, alături de colegii mei, am inițiat un fel de, hai să zicem așa, de proiect și am obținut până la urmă documentul cu pricina care a arătat în mod vădit cum au fost repartizate funcțiile. Deci cei care trebuie să vegheze ocrotirea normelor de drept în țara noastră, cei care trebuie să asigure funcționarea nepărtinitoare a instituțiilor de reglementare s-au dovedit a fi în situația de a avea sentimentul gratitudinii pentru cei care i-au promovat în funcție. Aici este miezul răului în țara noastră. Forme distinctive de manifestare. Deci, platforma civică, da, este o mișcare civică, o platformă civică. În mod principal, această platformă sublinează că cei care au consimțit să fie pe această platformă, oameni absolut diferiți, cu background-uri absolut diferite, cu un istoric de dezvoltare personală absolut diferit, au ajuns la concluzia că trebuie cumva să te manifeste atunci când ești jefuit de $1 miliard în proporțiile despre care am vorbit. Platforma civică Demnitate și Adevăr nu are de gând să devină un proiect politic, astfel încât protestele noastre nu urmăresc înlăturarea de la guvernarea ăstora care se află astăzi pentru a înlocui. Deci noi am avut un mesaj către partidele politice. Noi, în calitate de mișcare civică, ne facem partea noastră de muncă. Scopul nostru principal este că să-i trezim pe cetățeni ca ei, din calitatea lor de locuitori a Republicii Moldova, să devină cetățeni activi care își dau interesul pentru treburile publice, care cer de la guvernanți pe care îi mandatează în timpul alegerilor să facă exact ceea ce promit și să nu mintă, așa cum mint de obicei politicienii noștri. Vreți exemple? Până acum, la acest moment, trebuia în țară să intre o jumătate de miliard de dolari de investiții. Asta e promisiunea unui partid de la guvernare. Nu a venit niciun dolar investiții. Dimpotrivă, am aflat că s-a furat $1 miliard. Alt partid a promis că depune anul curent cerere de aderare la Uniunea Europeană în calitate de
la început de țară candidat. Am văzut la summit-ul de la Riga, Republica Moldova rămâne în zona gri pentru mulți ani înainte, chiar dacă abordarea Uniunii Europene s-a schimbat și de acum înainte Uniunea Europeană tratează țările din parteneriatul estic de o manieră distinctă, deci noi nu mai facem distinții, povestea noastră de succes s-a transformat în poveste horror. Deci toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. O elită care s-a învrednicit de furtul unui miliard de o manieră cinstită, așa cum spuneam, nu cred că mai are credibilitate și nu cred că mai poate să reprezinte cetățenii acestei țări. Astea sunt formele distincte, așa cum vă spuneam, platformă civică. Scopuri. Scopul nostru este cât se poate de simplu revenirea la normalitate în țara noastră. Există o sumedenie de posibilități de pentru revenire la normalitate. Partidele care astăzi guvernează țara și care au asigurat protecție politică sub acoperirea căruia s-a furat un miliard de dolari, pot proceda europenește dacă pretind că sunt partidele europene și dacă ne acuză pe noi că am face jocul altor partide care se uită în altă direcție. De ce n-ar proceda europenește? Liderii acestor partide să procedeze așa cum procedează liderii partidelor implicate în scandaluri în Europa, să-și prezinte demisia, să organizeze congrese, să-și înnoiască elitele, să reia de la început, să depolitizeze instituțiile de ocrotire a normelor de drept și de reglementare, astfel încât ancheta privind furtul miliardului să se facă de o manieră cinstită și toată mișcarea noastră s-ar calma, ar relaxa, lucru pe care vă asigur nu se va întâmpla niciodată în țara noastră. Pentru că aceste partide doar cu numele sunt pro-europene. De fapt, urmăresc propriile interese, iar pentru serviciile care echipurile ni le fac, ne și taxează cu un miliard de dolari. Deci astea sunt motivele pentru care ne-am întrunit. V-am răspuns și la întrebarea privind formele distincte. Și v-am răspuns și la întrebarea care sunt scopurile acestei mișcări. Dacă vom reuși cumva, cu eforturi comune, să-i trezim pe cetățeni din starea lor de apatie la manifestare de atitudine civică, poate societatea asta are un viitor. Dacă nu, eu vă asigur, peste câțiva ani, nimeni de noi nu va fi garantat că poate să-și dea copilul la o școală unde va fi educat. Pentru că credeți că întâmplător Maia Sandu, singurul ministru care are demnitate, ca să zic așa, și spune că statul ăsta este capturat, credeți că Maia Sandu, minunata noastră Maia, face acest lucru în mod întâmplător? Nu, ea știe că a inițiat o reformă foarte, foarte complicată și ea știe că ea a promis profesorilor ridicarea salariilor. De unde să se ia și să realizeze ridicarea salariilor, dacă un miliard a fost furat. De unde? Eu cred că Maia Sandu înțelege acest lucru. Același lucru și cu agricultorii și așa mai departe. Sau, 3 ani de zile în urmă, ministrul SAT îi promitea 10.000 de lei salarii pentru medici. Cât e salariul pentru medici acum? Dumneavoastră credeți că toate aceste lucruri, sau cineva își închipui că toate aceste lucruri cu acest furt, cu această ținere cu dinții de guvernare, cu această recurgere la manipulări, va trece fără urme? Fiecare de noi va resimți acest lucru. Cine nu înțelege asta și nu vrea să-și iasă din confort, deci domnul Vasilica a menționat, da, eu am decis să ies din confortul meu de analist, de displicarea firului în patru, explicând din punct de vedere teoretic ce se întâmplă și așa mai departe. Chestia asta e dureroasă, să mă credeți. Dar 5 ani de zile să inviți pe cetățeni să creadă că vectorul european este alegerea corectă, după care să te trezești că cei care au promovat vectorul european ne-au taxat cu un miliard de dolari pe care a fost furat cinstit, eu cred că asta este motivația care mă face să îmi schimb puțin statutul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Boțan. După acest discurs, domnul Boțan, cred că putem deschide firul semnelor caracteristice comune pentru toate curentele mișcării protestatare și unul dintre ele, așa l-am identificat eu din ceea ce a zis domnul Boțan, mișcările protestatare se feresc să fie afiliate cel puțin
prin imaginație, încerc să reformulez, se feresc de a li se atribui imaginea unor instrumente de partid. Din câte am prins eu și această platformă civică și altele, fac apeluri deschise față de partidele politice să nu se implice în activitățile lor, să nu preia controlul asupra activităților lor și în sensul ăsta, poate că ceva mai târziu domnul Staff ne explică dacă e bine sau rău din nou. Până atunci, precizăm statutul domnului Nicu Trincaro aici la noi. Ziceam că îl înlocuiește pe domnul Alexandru Slusar. Pentru a fi onești în fața dumneavoastră, trebuie să zicem că și noi ne-am ferit să invităm aici reprezentanții ai partidelor, pentru că suntem în campania electorală, pentru că asta este vrerea, voința, filiera prin care vor să treacă grupurile de inițiativă, mișcările lor protestatare. Domnul Trincaro este membru unui partid, dar l-am invitat ca excepție pe dumnealui, pentru că zilele trecute a fost aici la noi într-o conferință de presă, s-a prezentat ca și om de afaceri în agricultură, nu politician, și în special pentru că formațiunea politică pe care o reprezintă nu participă în această campanie electorală. De aia cu rugămintea să ne ferim și în continuare de abordări partinice, de odinci de partid, vă rog să punctați și dumneavoastră motivele, formele de manifestare specifice și scopurile mișcării protestatare care noi am zis convențional agrare. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu, de fapt, mi-am pregătit mai multe teme care aș vrea să le dezvăluim. Deocamdată pot să spun că mișcările protestatare sunt foarte binite în diferite domenii. Când oamenii nu sunt mulțumiți, ei trebuie să iasă în stradă și să ceară să îi se facă doleanțele, așa să spun. Agricultorii deocamdată protestează și vor să iasă în stradă cerând majorarea fondului de subvenționare de la 610 milioane de lei, de fapt, care s-au primit 380, dar să se majoreze la 1,2 miliarde. Dar eu vreau să spun că asta nu hotărăște problemele agricultorilor, hotărăște doar în măsura investițiilor preconizate pentru anul curent. Această măsură ne ajută să nu încetinim investițiile în ramura prioritară a Moldovei agricultura. De altfel, riscăm să înghețăm în genere toată agricultura în Moldova și chiar și celelalte afaceri pe lângă agricultură. Pot să spun că schimbarea reală constă în mai multe schimbări. Se poate spus că schimbarea mentalității. La noi toți în Moldova fac o greșeală. La moment am în vedere agricultorii și reprezentanții asociațiilor de agricultură care se rotesc în jurul ideii că toate procesele din sfera producerii agrară și toate problemele sunt legate și hotărăsc doar în cadrul Ministerului Agriculturii. Dar asta este o greșeală. Noi uităm de un lucru că pentru a căpăta un produs agricol avem nevoie de resurse financiare, de tehnologii, de fertilizanți și chimicate, de combustibil, de infrastructură. Toate acestea nu intră doar în competența Ministerului Agriculturii. Putem să vizualizăm producătorii agricoli, de fapt nu doar agricoli, dar producătorii, profitul producătorilor, că se află ca și cum într-o menghină. Pe de o parte avem cheltuielile pentru producere, pe de altă parte avem realizarea. Iar profitul producătorului este aici în mijloc și el este strivit din ambele părți de aceste cheltuieli și problema cu realizarea. Cheltuielile astea sunt băncile cu rată de dobândă foarte mare, tractoarele foarte scumpe, tehnica agrară, utilajele, fertilizanții, chimicatele,
infrastructură, carburanții, energie electrică și altele. Pe de partea realizării avem problema de pieți monopolizate, de rețelele comerciale necontrolate de stat, de logistică la un preț foarte exagerat, vamă și fiscul cu posturi fiscale la export. Asta este un mare absurd, să avem posturi fiscale la export. Eu personal, noi am avut la firmă 2 ani la rând aceste posturi, pentru că era un foarte mare impediment. De exemplu, veneau cumpărătorii și trebuia să-i chempești de la fisc, să-i duci să-i iei, să-i deschizi plombă aceea și așa mai departe. Asta e de la fel și absurditatea cu rețelele de comerciale necontrolate de stat. Ce vreau să spun? Rețelele comerciale, de exemplu, noi anul trecut am vândut mere de un oarecare soi cu, de exemplu, 3 lei. Pe când ele în Chișinău se vând cu 12 sau 14 lei, puteți să-mi reproșați că asta este economie de piață. Dar atunci arătați-mi cel puțin un agent economic care plătește impozit de la adaosul comercial 500%, dar poate chiar și mai mult. Concluzia în cazul dat. De fapt, pot să număr și alte impedimente care noi ne afectează, care ar putea fi soluționate de guvernare fără a cheltui bani. De exemplu, omologare. Ce înseamnă omologare? Asta când noi vrem să aducem soiuri noi, de exemplu, un soi Huani, care este nou, și noi vrem să ținem pasul cu cerințele europenilor și să plantăm, de exemplu, aceste soiuri, dar ele nu sunt înregistrate în registrul de stat și trebuie să omologate, ceea ce durează undeva până la 5 ani. Și după asta noi, după 5 ani, am plantat aceste livezi și încă 5 ani mai așteptăm ele să dă roadă. Și noi, practic, pierdem 10 ani și rămânem în urmă. Alt impediment este preparatele chimice și fertilizanții. Deci este un impediment juridic. La importul de preparate chimice, fertilizanții și nanotehnologii, de exemplu, preparate stimulatoare de creștere, inhibitori de creștere, preparate de formare estetică, rărire chimică, toate acestea ne ajută pe noi să producem o calitate a fructelor mai înaltă. Rodrigo, dacă nu vă supărați, aceste motive formează mișcare de protest. Da. În ce măsură formă care protestați dumneavoastră, mă refer în special la mai multe cazuri de ieșire în stradă, pe autostrăzi, La moment, cum am menționat, problema este că agricultorii vor să iasă în stradă pentru a primi aceste subvenționări despre care am menționat. Dar eu pot să spun mai mult, că asta doar ne dă un credit de timp. Pur și simplu însă o să ne lungească o perioadă foarte scurtă să nu avem această problemă, de exemplu, care la momentul o avem. Dar pe lângă această problemă, care este într-adevăr de mare, avem foarte mari probleme care, eu am spus, menghină profitului. Noi suntem striviți din ambele părți și pot să spun o concluzie, că dacă noi să lăsăm statul nostru, guvernarea nostru, o atitudine și nu o să ne permită pe noi să avem în această menghină de profit, să avem profit, automat după noi, după ce noi falimentăm, falimentează și ceilalți care pe noi ne presează. Și noi întratăm într-un default. Să înțeleg că forma de protest pe care o aleg producătorii agricoli sau scopul pe care îl anunță producătorii agricoli pentru manifestarea protestului este mai îngust decât ar fi trebuit pentru soluționarea problemelor. Da, cercul de protestele pentru care iese la moment agricultorii este foarte îngust. Și eu consider că noi trebuie să definim un program mai larg de dezvoltare. Și pentru cerem o schimbare mai mare. Eventual s-ar formula un program mai larg, mișcarea protestatară ar căpăta forme mai ample, mai puternice, mai multă lume nemulțumită cu cerință. La noi este ceva foarte, nu că e greșit, dar noi, ca
ca agricultori facem proteste aparte. Asta este binevenit. Protestarea ce se vor manifesta în probleme sale. Dar eu consider că poporul trebuie să înțeleagă un întreg, pentru că asta nu este doar problema noastră ca agricultori, asta e problema societății în general. Și noi trebuie să facem împreună ca popor un protest amplu pentru a soluționa toate problemele. Exact de asta ne-am pus și noi scopul în dezbaterea de astăzi, să ne privim lucrurile în ansamblu. Stimată doamna Elena Băduleanu, în ce măsură mișcarea protestatară pe care o reprezentați se pliază pe această necesitate de a avea o mișcare de protest cât mai largă? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vreau să spun că blocul Unității Naționale a fost constituit la 16 mai în cadrul acelui meeting de amploare. La moment este format din 20 de organizații și el este deschis și pentru alte organizații care au ca și scop reunirea celor două state românești. După cum bine știm, situația din Republica Moldova de la moment, care se perindă de la începutul, din 91 încoace, a cam lăsat cetățenii Republicii Moldova fără speranțe, fiindcă am ieșit în stradă în 2009, am ales, la 30 noiembrie, am ales un viitor european, dar, după cum bine vedem, acesta nu are sorți de izbândă în Republica Moldova. Și atunci societatea civilă, care observăm, este din ce în ce mai numeroasă la manifestațiile noastre, pentru că dacă la 16 septembrie în 2012 au ieșit 10.000 de oameni în stradă, la 16 mai curent au ieșit 25.000 de oameni în stradă. Și atunci vedem că societatea îmbrățișează acest curent unionist care vine să pună capăt consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Noi venim cu un adevăr către societatea civilă, ceea ce suntem și unde trebuie să ne îndreptăm. Toate protestele noastre sunt pașnice și fiecare cetățean are dreptul la liberă exprimare. Atâta timp cât nu venim cu demagogii și avem în spate adevărul istoric, cetățenii observă acest lucru, informăm populația și dacă ei sunt deschiși spre împlinirea acestui ideal, noi ne bucurăm de acest fapt și invităm toți oamenii ca și la 5 iulie să fie alături de noi în Piața Mare a Adunării Naționale. Mulțumesc pentru simplitate acestui curent protestatar, i-am zis curentul unionist, și să fixăm din nou că această mișcare întrunește suficient de multă lume, 23 de organizații, a zis 22, Elena Podoleanu. Poate că m-am gândit, nu știu dacă am dreptate, îl rog acum pe domnul Boris Muravski, care reprezintă alt bloc, blocul patriotic unic Salvăm Moldova, dacă ideea centrală a blocului pe care îl reprezintă nu constituie cumva o reacție la mișcarea unionistă. Dacă permiteți, eu aș vrea să simplific poate discuția noastră de astăzi, deoarece totul e cu mult mai simplu în viață decât ceea ce noi aici discutăm, teoretizăm și așa mai departe. În mișcarea protestatară, după părerea noastră, da, sunt două direcții. O direcție internă, care este motivată de starea gravă de viață a oamenilor noștri, de fărdelegele care se fac, de furturi, de hoție, de minciune, de intrigă care este în societatea noastră. Și altă direcție, asta e direcția externă. Și mișcarea unionistă este direct legată cu direcția asta externă. Totul ar fi normal, eu cred că, dacă mișcarea unionistă n-ar impune poziția sa prin forță la celelalte părți a populației.
El stimează orice opinie a oamenilor, cum n-ar fi. El și-o expune, el și-o apără, însă noi impune. Noi avem statul Moldova și noi pentru dânsul am votat, am primit Constituția, am ales Parlament, guvern, rău, bun, n-are importanță. Și acum, în același timp, apare o forță care cere dizolvarea acestui stat. Eu, om care am luptat pentru independența Republicii și am luptat toată viața cu criminalitatea, lucrurile astea nu le pot primi ca profesionist care înțelege foarte bine că asta nu sunt rădăcinile aici în Republica Moldova. Și atât momentul ăsta e neplăcut, mie îmi pare, pentru mișcarea democratică care se promovează în Republică. Eu aș vrea, nu atât să fac debate politice, cât într-adevăr să mă opresc la motivele care s-au creat și situația care s-a creat în Republică. Eu nu sper că întâlnirea noastră cu dumneavoastră astăzi a să miște ceva din loc. Da, posibil că mai mulți oameni a să fie informați. Însă, un lucru foarte simplu, uitați-vă, Flăcăul ăsta care lucrează zi și noapte, da? Ridică agricultura Republicii, a spus numai niște mărunțușuri, pentru că el nu a spus dinspre contrabandă cei care distruge producătorul nostru agricol, pentru toate sancțiunile cele nelegitime care sunt aplicate față de dânșii de diferite organe de control care trebuiesc ele, nu ne trebuiesc, nu știu nici în cauza, nici Parlamentul, nici Guvernul nu se clarifică. Așa? Dar așa o problemă serioasă, asupra căruia trebuie să concentreze Guvernul în cazul de față. El se concentrează asupra audiovizualului. Asta e foarte simplu, e populist. Și niciun fel de irresponsabilitate, în afară de a irita societatea. În loc să iei și să gândească cum să asigure într-adevăr dezvoltarea agriculturii, care este vitală pentru fiecare din noi, se ocupă numai cu niște lucruri mărunțușuri. În fine, eu aș vrea să mă întorc totuși la motivele, la toate lucrurile astea, fiindcă știind motivele, noi am să avem posibilitate să dăm loviturile corespunzătoare în direcțiile necesare. Motivele sunt clare. Motivele aceea că societatea noastră este adusă la sapă de lemn în tot sensul cuvântului. Dumneavoastră nu simțiți, dar trebuie să știți mai bine ca oșcare că noi am devenit o societate de minciună și intrigă, de furt și tălhărie, la toate nivelurile. Noi ne zbatem atâția ani de zile ca să creăm o sistemă de organe de drept care ar asigura acțiunea efectivă a cadrului juridic. Și noi nu suntem în stare lucrul ăsta să-l facem. Stimații comentatori la televiziune, de câți ani caută panaceea? Dar panaceea e una, trebuie să niște oameni cinstiți, pur și simplu. De atâta și unicul comentator care eu personal îl stimez pe arena noastră, domnul Boțan, și nu mai rezistat din punct de vedere psihologic și s-a aventat în război. Și nu poate de acum să fie neutru. Cu tot stima și respect. Platforma noastră nu este o mișcare politică, e mai mult e creată sau s-a creat pe baza indignării oamenilor care cândva au purtat epoleți, care cândva au luptat cu criminalitatea, cu securitatea pentru securitatea Republicii noastre. Și practic ea s-a fondat nu de mult. Noi căutăm, am făcut un șir întreg de măsuri, dorind să unim și partidele politice și mișcările, fiindcă noi suntem la un, eu aș spune că la o margine de prăpastie și noi trebuie să ne unim cu toții. Și atât astăzi eu promit de pildă că practic mâine am spun întrebarea ca să facem contact cu platforma domnului Boțan, să vedem, poate noi precis că, nu că poate, dar avem 100% de puncte de tangență și n-ar fi rău îndeopște să facem o întâlnire de conlucrare și de unire, poate, fiindcă prea multe nu-i niciun folos. Eu, când domnul
устав a spus privitor la instituțiile publice, eu aș spune, aș face așa o formulă. Dacă conducerea publicii noastre ar lucra cinstit și noi am simțit că ei lucrează pentru popor și numele poporului, automat o sumedenie de instituții, organizații, obștești și partide ar dispare. Fiindcă n-ar fi necesitate ca oamenii să organizeze pentru protest. Iată, în asta e esența. Esența între aceea ca în statul nostru să fie o dictatură a legii, dar nu a tălharului. Dar lucrul ăsta se face prin oameni. Mai mult ca atâta, eu aș sugera așa un gând că Republica Moldova e o pildă formidabilă, cum se poate de acomodat instituțiile democratice și principiile democratice intereselor meschine. Formidabil, dar pe cale democratic, parcă. Așa dacă să ne uităm, să analizăm procesele care s-au petrecut. Cel mai... Eu aș spune cel mai strașnic. Dumneavoastră, vă închipuiți, iată, eu, într-o măsură oarecare, vreau să mă liniștesc, deoarece retrăiesc în tot sensul cuvântului. Când merge vorba de ceea ce se face Republică, eu aproape 30 de ani am luptat cu criminalitatea. Cândva eu am fost ideologul la Direcția 6 de luptă cu criminalitatea organizată. Noi am petrecut tare multe, am fost ideologul Comisiei de luptă cu corupția pe lângă președintele Republicii, domnul Snegur. Și eu atunci, de acum, am fost foarte indignat când materialele colosale au fost mușamalizate și nimic nu s-a rezolvat. Eu aș vrea să vă spun că procesele este la noi s-o copt 9 ani și nu 2 și nu ne-am mers, din păcate, cu conducerea. Și noi nu trebuie să facem niște generalizări, că statul e vinovat, că societatea e vinovată și așa mai departe. Sunt vinovați oameni concreți. Noi avem 101 deputați, noi avem președintele Republicii și avem prim-ministru și 16 miniștri sau câți acolo sunt. Ia ca oameni concreți care sunt vinoveți. Eu sunt grăințat că fiecare din dumneavoastră poate să facă lista asta și să înainte era tabla de rușine, da? Să aninăm acolo în piața centrală ca oamenii să vadă cine sunt vinoveți la ceea ce am ajuns noi. Asta nu e discuție de o zi. Și eu, de pildă personal, m-am dezamăgit foarte mult fiindcă toate discuțiile astea sunt favorabile pentru societate și aduc un folos bun. Dacă noi am avea, de pildă, astăzi, domnul Boțan spune un fapt, eu pot să vă povestesc o sumedenie de fapte, cu nume, cu concrete sume și așa mai departe. Și eu aș fi încredințat că procurorul general, după ședința noastră, intentează cel puțin 10 dosare penale și le duce până la final, eu în piață ies și povestesc despre lucrurile astea. Cum omul nu se indignează dacă contra lui se intentează dosar la comandă, penal, să plătesc bani, 8.000 de euro, se intentează dosar? Noi am făcut o experiență. Noi suntem doar profesioniști în toate lucrurile astea. Și atunci noi un dosar de ăsta la comandă l-am dus până la președintele Republicii. Noi am stat de vorbă și consilierii președintelui Republicii. Și Procuratura Generală, și Procuratura Orașului, și cu Procurorul Raionului. Noi știm fapte foarte detaliate. Și nicăde nu lasă merge procesul. Dar apelul nostru față de președintele Republicii ajunge în judecată, judecătorul îl citește și se râde. Voi știți că noi suntem independenți. Sunt o sumedenie de tehnologie în organele de drept, care mult omul îl dezbracă în tot sensul cuvântului. Se creează lucrurile astea artificial pentru ca el să plătească. Și suma, de obicei, e mai mare de 1.000 de euro. Numai ca să primească, de pildă, cererea. Și acolo trebuie să plătești vreo 100 de euro. E la timp de acum ca orice judecată și orice procuratură să atârne pe ușă price list-ul cu prețurile corespunzătoare.
Fiindcă asta eu vorbesc în tot seriosul ca profesional. Păi iată motivele care ridică oamenii. Aș vrea să fac o rectificare privitor la marșul uniniștilor. Acolo nu au fost numai acei care au predat pentru unire. Acolo au fost mulți oameni care sunt indignați de miliardul furat. Și toate procesele astea, ele se împletesc. Și mulți politicieni folosesc toate momentele astea. Dar este un lucru foarte strașnic, să nu vă mirați. Dar noi am distrus fundamentul moral în societatea noastră. Iată și noi aici ședem, da? Și eu sunt credințat că noi nu simțim o răspundere majorată pentru ceea ce facem, pentru declarațiile care le facem aici. Dar asta trebuie să simte fiecare om, mai ales jurnalistica, mai ales politicienii. Eu am avut o întâlnire cu niște sectanți, cu undeva vreo 160 de oameni, într-un sat în regionul Orhei. Și au fost foarte multe întrebări și asta, și ei mă întreabă, ei bun, dar cu ce metode noi putem să luptăm? Zic, foarte simplu. Dacă voi, de pildă, votați pentru cutare sau cutare, încheieți un contract, adică el face 10 promisiuni peste 3 ani. Nu e îndeplinit nici 50, îi tăieți limba. Trebuie să vedeți reacția în sală. Și majoritatea absolută au susținut lucrul ăsta. Dar noi, practic, în societatea noastră, nu avem nici o sancțiune pentru minciune, pentru dezmăs, pentru furt și așa mai departe. S-a furat un miliard. Oameni buni, eu cu toată responsabilitatea vă spun că în parcurs de maximum 3 luni de zile se aliniază toți care s-au atins de miliardul ăsta. Și nu e problemă într-asta. Absolut nu e problemă. Iată asta sunt motivele principale. Noi în loc să ne, uitați-vă, în societatea noastră, în loc să ne ocupăm cu industria, da? Cu susținerea business-ului mic, mijlociu, cu agricultura, sunt lucruri extrem de serioase. Noi nici nu ne dăm seama. Nu ne dăm seama, fiindcă la noi hotarele sunt deschise, majoritatea au plecat peste hotare, noi, spunem așa, am scos tensiunea, politicienii mai drept spus, au scos tensiunea din societate prin metoda asta, așa? Au rămas mai mult oamenii de vârstă majorată, care nu sunt atât de capricioși, da? Dar, în principiu, noi suntem pe calea de dispariție. Și noi lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem. Eu, dacă vreți, eu vă dau, dacă, eu scurt, mult timp. Scurt, vă rog, da. Foarte scurt. Eu am să vă citesc niște preîntâmpineri încă din anul 1993, 13 martie. Este document oficial și vă dau o dinamică ce s-a petrecut în societatea noastră. Cifrele nu le aduc. Cifrele numerate de acum vorbesc de o ofensivă atât cantitativă cât și calitativă a criminalității asupra societății. Noi ne aflăm la ultimul hotar, după care ne așteaptă unii încredere în masa poporului, în capacitatea statului și organelor de drept de a apăra drepturile omului. Aceasta e una din pricinile, principalele concluzii. Altă trăsătură caracteristică este înflorirea corupției în toate domeniile de activitate a organelor statale și autoadministrației locale. A devenit o normă de viață că nicio problemă nu se hotărăște fără mită. Fie asta licență, loc de casă, apartament, lot de marfă, etc. Corupția și-a împletit mrejele în toate structurile statale, până la guvern și parlament. Ea a primit forme diverse, lăsând departe în urmă legislația în vigoare. O propoziție principală. Acest proces aduce la o degradare serioasă a societății și, în primul rând, al aparatului de stat, eu sublinez momentul ăsta, care este unealta principală a creării unui stat bogat de drept. Lucrul ăsta a fost prezentat președintelui Republicii de 13 martie
1993, la ședința Consiliului Securității. Și dacă comparăm cu ce se face astăzi, eu cred că sunt destul de clare toate concluziile privitor la motivele și pricinile protestelor în masă care au loc. Mulțumesc, vreau să știu dacă ați identificat acum, eventual anterior, anumite trăsături comune, anumite tendințe convergente, divergente, în contextul în care încercăm să privim procesul protestatar în ansamblu său. Dacă e posibil de realizat acel apel care a răsunat astăzi în câteva rânduri, să ne unim forțele în condițiile în care și o parte din reprezentanții prezența aici demonstrează contradicții, ca să zic așa. Da, voi încerca într-adevăr o singură remarcă de la început, că nu am înțeles mesajul ultimului vorbitor, pentru că există o disonanță între ceea ce se publică în spațiul public și ceea ce a fost vociferat în cadrul acestei dezbateri. Există o diferență totală între aceste două mesaje, din cauza aceasta probabil că va trebui să nu mă refer la această platformă sau această mișcare sau ce mai este ea în această analiză, pentru că nu am mesaje concludente suficiente pentru a face anumite concluzii. Poate că ține de incapacitatea mea de a nu înțelege aceste două mesaje care sunt în formă scrisă, publicate pe internet și, de altă parte, ceea ce a fost vociferat. Deci o să încerc să mă refer la cele care, mesaje care sunt la platformele, care sunt foarte clare pentru mine, unde nu există contradicții și mesajele sunt coerente, să spunem așa, și în spațiul public și ceea ce a fost vociferat în cadrul acestei dezbateri. Primul aspect interesant este răspunsul acestor trei mișcări importante vis-a-vis de anumite fenomene. Dacă mișcarea, spunem, agricultorilor este foarte clară, pentru că sunt anumite situații, anumite realități în domeniul politicilor agricole, ei vorbesc despre TVA, vorbesc despre subvenții, vorbesc despre creditele mai ieftine, mai accesibile. Tot în același sens abordează cea mai mare parte două metode clasice de vociferare a problemelor. Una este prin intermediul prezentărilor publice, prin intermediul Facebook de presă, ca anumite semne de avertizare, și doi, după asta urmează anumite acțiuni de masă cu participarea reprezentanților aceste meserii, să spunem așa. Deși în cea mai mare parte am văzut deocamdată doar reprezentanții agricultorilor mari, nu am văzut deocamdată, cel puțin în spațiu public, nu au fost și reprezentanții agricultorilor mici, individuali. Se pare că segmentul acesta din agricultori este deocamdată, nu este îmbrățișat, nu este cuprins. Și al doilea element definitor este, în afară de mesajele acestea în spațiu public, observăm angajamentul și încercarea de a se angaja într-un dialog pragmatic, tehnic, vis-a-vis de modificarea politicilor, să vin cu niște propuneri foarte concrete, exacte, s-au creat și grupuri de lucru, de conlucrare cu Parlamentul, s-au identificat anumite persoane în spațiul public, politic, cei care vor eventual să discute. Deci, asta este un element definitoriu pentru mișcarea agricultorilor, să spunem așa, în linii mari. Ceea ce este mai puțin caracteristic pentru mișcarea unioniștilor, pentru că aici și aici avem o singură situație, o singură problemă, nu sunt multiple probleme care sunt abordate, dar o singură problemă în ceea ce privește unificarea celor două state românești, așa cum se citeze în cazul acesta declarațiile publice. Aici nu observăm practic, să spunem așa, două metode importante de lucru, aducerea în spațiu public a acestor mesaje și eventual aceste manifestații stradale, lipsește un instrument de angajare, să spunem așa, sau aliniere, sau conlucrare, sau dialog cu anumite forțe politice, sau cu anumite instituții publice, deci asta, elementul acesta lipsește în această activitate, în activitatea acestei, asta și distinge foarte mult de acea mișcare precedentă. În ceea ce privește platforma, da, se află între aceste două, la momentul actual, în ceea ce înțeleg eu, două extreme ca modalitate de abordare a subiectelor. Mișcarea DA este un răspuns în cea mai mare parte la nemulțumire față de felul în care se guvernează în ultimii 5-6 ani, promisiunile eșuate, accentuarea oligarhizării în societate, controlul mai mare
fluxurilor financiare, instituțiilor publice, din partea unor grupuri economice puternice, da? Care substituie până la urmă actul de guvernare cea mai mare parte. Deci asta e acțiunile cele mai importante care sunt utilizate de mișcarea platformă. Da, sunt, în primul rând, aducerea în spațiu public a mesajelor sale foarte clare și, doi, aceste acțiuni stradale, care sunt planificate în viitor apropiat, lipsește elementul de angajament și, din nou, eu nu încerc acum să fac apreciere pozitivă sau negativă, dar încerc să doar să constat faptul că acest instrument sau acest element în instrumentoare de conlucrare lipsește deocamdată în portofoliul platformei, da? Prin asta ei sunt mai aproape de unioniști, de altă parte, în momentul în care vorbesc despre anumite situații, concrete probleme, sunt mai aproape de mișcarea agricultorilor. Acum, un alt element interesant este structura socială sau segmentul social, structura antropologică socială a acestor trei mișcări. Ce este interesant pentru unioniști, că în mare parte, cel puțin de ceea ce este vizibil în spațiul public, sunt foarte mulți tineri, ceea ce definește foarte, foarte interesant această mișcare, pentru că anterior am văzut unioniștii erau asociați cu anumite partide politice, îi cunoaștem care sunt aceste partide politice, și acolo erau totuși persoane de altă vârstă. Când vorbim despre mișcare platformă, da, cel puțin în structura aderenților la diverse manifestații publice, stradale, am observat că structura antropologică este una de vârstă de 40+, 45+, deci asta este deocamdată ceea ce am observat eu. Agricultorii nu se identifică foarte clar, dar în cea mai mare parte vorbim despre vârsta medie, să spunem așa, și din nou, structura socială, din ce înțeleg eu, totuși sunt agricultorii mari sau mijlocii în anumite măsuri. Am văzut foarte puțin business-ul agricol mic asociat la aceste mișcări, pentru că probabil că, din ce înțeleg eu, accesul la subvenții, accesul la credite oricum la agricultorii mici au în mai mică măsură și această platformă sau această mișcare totuși reprezintă mai degrabă agricultorii nu de elită, dar înstăriți sau în anumite măsură capabili deja să organizeze anumite afaceri. Acum, un alt element important ce ține de leadership-ul sau conducerea acestor trei mișcări, tot e observație interesantă pentru mine. Dacă vorbim despre unioniști, sunt în cea mai mare parte oamenii care până acum puțin s-au manifestat în spațiul public, nu pot fi categorisiți pe persoane, fie că au aparținut unor instituții publice sau anumitor structuri sau entități cunoscute sau stabilite, deci este o acțiune autentică în sensul în care aruncă în spațiul public persoane noi, până acum cel puțin, mai puțin vizibile, să spunem așa. E foarte greu să-ți dai seama dacă există și un substrat și o influență din partea altor structuri, entități, deci este un fenomen nou în ceea ce privește leadership-ul sau conducerea acestei platforme. În ceea ce privește platforma agricultorilor, sunt persoane cunoscute, foști miniștri ai miniștri în cabinetele de miniștri anteriori, inclusiv și în perioada 2009, 2010, 2011. Sunt anumite persoane care reprezintă asociații sau formele asociative agricultorilor. Unii din ei sunt și partea unor partide politice. Aceasta nu este nici o constatare pozitivă sau negativă, dar vorbește despre faptul că sunt fețe cunoscute, destul de cunoscute, sunt în spațiu public cel puțin în ultimii 20 de ani, de ei și mai mult. Și mesajul, formularea mesajului este, în cea mai mare parte, înțeleg totuși mesajele care țintesc asupra obținerii unor anumite rezultate foarte tehnice și concrete pentru, eu aș spune că clientelare în sensul îngust și pozitiv a cuvântului, pentru că luptați pentru un segment clientelar, să spunem așa, pe care îi reprezentați. Atunci când platforma unionistă nu are segmentul clientelar, mai degrabă este o abordare de doctrină, de modificarea unei orânduiri constituționale prin metodele pașnice. Asta este definiția. Segmentul social care susține această mișcare unionistă este cunoscută, cel puțin 15-20%, asta este fundamentul. Așa. Acum, mișcarea platformă, da, din ce înțeleg eu, grupul din inițiativă cuprinde cât persoane anterior care s-au manifestat accentuat în spațiul public, persoane publice, jurnaliștii, activiștii din sectorul neguvernamental, analiștii publici, dar și unele persoane care s-au încadrat anterior în anumite proiecte politice, cea mai mare parte de opoziție sau extraparlamentară. Deci asta e o factură care distinge interesant de celelalte două, pentru că deci este o factură foști, deci persoanele
publice, dar pe de altă parte asociate cu anumite partide extraparlamentare sau anumite mișcări de opoziție puternică, plus simbioza aceasta cu persoane din spațiul public, jurnaliști și din societatea civilă. Acum, care ar putea să fie eventual evoluțiile acestor trei, din ce înțeleg eu, acestor trei platforme și eventual ce contribuții ar putea să fie adusă din partea acestor trei platforme pentru spațiul public? Unioniștii creează un fundament interesant pentru unele partide de doctrină unionistă și sunt în Republica Moldova mai multe partide care îmbrățișează această doctrină. Deci până la urmă această cultivare și mobilizarea cetățenilor, special tinerilor, așa cum am vorbit mai devreme, ar putea să creeze un supliment energizant social, suplimentar pentru anumite forțe politice de orientare doctrinară unionistă, declarată sau nedeclarată, parlamentare sau extraparlamentare, deci asta este un element. Al doilea element ar putea să reformateze, într-adevăr, partidele politice de orientare unionistă, în sensul fie că vor sugera personalități noi, persoane noi, în leadership, în conducerea acestor partide, fie că reformatarea, preluarea acestui segment de către alte partide. Deci, în sensul acesta, valoarea adăugată este reformatarea, poate că împrospătarea, poate că impulsionarea dezvoltării acestui, dar într-o anumită măsură, extremizarea mesajului unionist. Deci, până acum, partidele parlamentare declarate unioniste sau nedeclarate, dar care se subînțeleg, au avut o poziție mai centristă, mai puțin extremistă, în sensul acesta putea să se producă această extremizare a mesajelor politice într-o măsură mai extremistă unioniste din partea partidelor parlamentare, cele extraparlamentare și până acum au fost suficiente, însă segmentul social a partidelor politice unioniste extraparlamentare a fost totuși mai degrabă generația a treia, să spunem așa, cea mai mare parte, asta ar putea să, mișcarea aceasta ar putea să împrospăteze. Și, pe de altă parte, această platformă consolidează forțele în contrapunere, spun așa, în contradicție cu alte mișcări de stânga, în cea mai mare parte, care încearcă să vadă viitorul Republicii Moldova într-o formulă de asociere cu euroasiatică. Deci, e un echilibru, pe de altă parte, ar putea să polarizeze societatea pe de-a lungul acestei divizări de orientare și ar putea polarizarea aceasta să creeze o disbalanță și dezechilibru în societate mai mare. Deci, asta sunt și aspectele de contribuții pentru evoluție și, pe de altă parte, anumite aspecte de care trebuie să fim să vegem. Acum, ceea ce privește agricultorii, care este evoluția, în înțelegerea mea, agricultorii sau mișcarea agricolă, deja este încadrată sau este... Mai sunt decât două aspecte, da. Ne rugăm de timp mai puțin. Da, eu trei minute doar, patru minute vorbesc. Agricultorii și acum sunt foarte, foarte bine implicați, încadrați în anumite forțe politice. Eu cred că în continuare, odată ce ei vor obține anumite, și probabil că există șanse bune pentru a obține anumite beneficii clientelare, în sensul pozitiv al cuvântului, tangibile, vor fi oricum implicați în alte forțe politice extraparlamentare, nu vor fi, pentru că reprezintă forțe politice extraparlamentare și probabil că ciclul de viață acestei mișcări este măsura în care aceste 4 sau 5 revendicări vor fi consumate. Pe viitor ar putea să fie revăzută sau regândită această mișcare în funcție de alte probleme care vor avea loc în Republica Moldova. Deci eu nu văd o reformatare a forțelor politice sau a structurii politice agricultorilor. Acum, platforma, da, în sensul acesta este cea mai centristă, pentru că targetează un spectru foarte mare de forțe, de segmente societale, în momentul în care va fi upgradată cu includerea mișcărilor, eu aș spune că așa, mai constructive, nu atât de polarizante sau atât de confruntiste în societate, ar putea să crească. Și, în special, ar putea să crească din contul diverselor centre de excelență sau de expertiză care ar putea să acomodeze și să furnizeze. În sensul acesta o să fie reformatat, în opinia mea, și conducerea și leadership-ul acestei platforme. Viitorul, în opinia mea, această platformă, da, are un potențial de furnizare și mobilizare a unui electorat centru-dreapta și în sensul acesta și acest pol de influență de opinie publice este în
divergențe cu anumite încercări de a mobiliza electoratul și societatea pe segmentul social euroasiatic, deci este o altă contribuție importantă de mobilizare, și cea mai mare parte partidele politice care puteau să beneficieze de pe urma acestei mișcări, nu că această mișcare are acest scop din ce înțeleg eu, dar indirect ca un uzufruct creat de către această platformă, da, pot fi partidele politice care sunt vizibile, care unele din ele sunt și parlamentare, dar care nu se asociază cu puterea și guvernarea. Deci, cea mai mare parte este un singur partid la momentul actual care putea eventual să beneficieze foarte mult, fie că pe fundalul acestui mișcări mobilizatoare vor fi create alte platforme politice, nu neapărat strâns legate sau să fie divergente din această platformă, dar care ar putea să preia aceste mesaje și factorul mobilizator și ar putea să creeze. Deci, asta este înțelegerea mea a lucrurilor. Eu cred că sunt fenomene foarte interesante și mulțumesc. Toate cu valență pozitivă. Mi-a rămas puțin timp, deși este mult de analizat și de chipzuit. Aș vrea ca pe finalul dezbaterii să discutăm și un aspect pe care eu consider foarte și foarte important. Personal subscriu aprecierilor care au fost date pe parcursul dezbaterii de astăzi. Aprecieri pozitive a mișcării protestatare, s-a vorbit despre beneficiile, lucrurile bune care pot descinde din acest proces, din acest fenomen, dar de asemenea sunt și eu de părerea pe care o exprim alții că această mișcare ar putea prezenta și anumite pericole eventual de destabilizare dacă nu sunt făcuți pași calculați, nu sunt calculați următorii 2-3 pași, dacă nu există pericolul ca cineva să preia controlul, să deturneze mișcările protestatare, eventual în forme nefașnice, ca să dau un singur exemplu de această îngrijorare. Am să-i rog pe rând, dar foarte subțint, pe reprezentanții curentelor protestatare să ne explice înțelegerea domniilor lor, ce garanții oferă societății că mișcările protestatare ca variantă și ca ansamblu nu degenerează în conflicte mari sociale, eventual, cu implicații, fără implicații externe și așa mai departe. Domnul Urască, vă rog pe dumneavoastră. Mișcarea noastră e absolut de bază activității în cadrul legal. Noi suntem contra violenței. Asta e pe scurt. Privitor la orice mișcare protestatare, ea numai decât duce un pericol de confruntări și de conflicte destul de serioase până la conflicte fizice. Și asta nu totdeauna depinde de organizatorii acestor mișcări. Desigur, de lucrurile acestea se folosesc alte forțe. Iată cum văd eu acest moment. Mulțumesc, domnul Bățan, domnul nostru. În privința garanțiilor. Garanțiile sunt documentele platformei, da, acolo e scris că este o mișcare de protest, absolut legală, legitimă, care urmărește cu scopuri pașnice să readucă normalitatea în țara noastră. Situația o destabilizează nu cei care protestează, pentru că ei protestează împotriva unui furt pe care guvernanții îl consideră cinstit. Deci destabilizează răul principal, este furtul propriu zis și cei care l-au admis. Dacă dumneavoastră credeți că e mai bine să nu protestăm, să-i lăsăm să fure în continuare, iar de frică să nu se destabilizeze situația, să stăm ca ei blânzi și să zicem, da, stimați guvernanți, pentru că sunteți
vă declarați drept europeni, puteți fura în continuare așa cum vă duce capul. Chiar vă invităm să faceți așa, numai să ne duceți spre ceea ce declarați, spre integrarea europeană. Taxați-ne în continuare pentru beneficiul major pe care ne-l faceți de integrare europeană, numai că țineți cont de summitul de la Riga, care ne-a plasat, eu cred că pentru foarte mult timp, în zona gri. Ăsta este răspunsul meu. Răul nu este în protest. Protestul este consecința unui rău comis de cei care guvernează această țară. Dacă oamenii nu înțeleg acest lucru, eu sunt conștient că pot exista provocatori care să se infiltreze și să încerce la mitingurile de protest să genereze tot felul de destabilizări, ca apoi să arunce vina pe cei care organizează astfel de proteste. Dar, fiind conștiinți de acest lucru, ne adresăm de fiecare dată către organele de ocrotire a normelor de drept și le atragem atenția. Voi sunteți profesioniști, voi aveți tot instrumentariul, please, luați măsuri pentru ca imediat să fie descurajați cei care încearcă să destabilizeze situația. Așa cum am promis, acțiunile noastre sunt în exclusivitate pașnice. Platforma DA este inclusivistă. Pe platforma DA pot veni absolut toți, și unioniști, și antiunioniști, și așa mai departe, pentru că de pe urma furtului, corupției, suferă și deopotrivă și unioniștii, și antiunioniștii, și rusofilii, și găgăuzii, și moldovenii, și românii, și bulgarii, și ucrainenii, și rușii, și așa mai departe. Platforma DA este cel mai mic numitor comun pentru a uni segmentele sociale din Republica Moldova. Eu nu știu ce mai poate fi comentat aici. Lucrurile mi se par atât de simple și atât de evidente că eu nu știu ce s-ar mai putea adăuga la ceea ce spunem noi începând cu 24 februarie. Mulțumesc! Pentru că ne-am adunat astăzi aici să informăm și să nu dezinformăm, replica mea mai întâi va fi pentru domnul Muravski. Mișcarea noastră niciodată nu a folosit forța pentru a aduce oamenii în stradă. Asta în primul rând și o dovedește toate marșurile noastre care au fost absolut pașnice. Noi nu facem decât să venim cu un apel către societate, oamenii care îl îmbrățișează bine la acțiunile noastre, cei care nu o fac. Noi, așa cum am spus, ceea ce cerem este în limitele prevăzute atât de legislația națională cât și cea internațională. Pornesc aici de la Declarația de Independență, care se bazează acest stat, unde scrie foarte clar că statul are dreptul să-și decidă viitorul. Și atunci, dacă majoritatea cetățenilor vor decide unirea cu România, acesta va fi rezultatul. Noi nu suntem agresivi, chiar și la protestul din 17 mai organizat, care a fost la frontieră, avem și un comunicat din partea Poliția de frontieră, în care se menționează că am fost pașnici, cuți și cred că atunci când ni se spune că folosim forța, nu este decât o dezinformare. O întrebare pentru dumneavoastră. La 5 decembrie 2013, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat că